We're marking a day of crucial support to the Moldovan Customs Service. And what we're hoping to do through these mobile offices is help Moldova address trade challenges from the regional crisis that the director mentioned and facilitating Moldovan trade with the EU. Moldovan trade corridors, as we have all seen in the last few months, to the EU are suffering because of serious congestion. There's so much traffic. And our support, we hope, will be part of a way to address this challenge and help the transit of these goods move more quickly and more efficiently through the borders with Romania. Aceste birouri mobile vor fi amplasate în terminalul din partea română la Marfară și ulterior două birouri din astea mobile. Deja am precizat faptul că sunt 6 birouri mobile, vor fi amplasate atât pistele destinate traversării frontierei către persoane fizice, cât și de autocamioane. Dar în ele vor activa funcționarii vamali de Republica Moldova, este vorba despre Vamir. Aceeași formulă va fi aplicată și la Poliția de Frontieră, colegii pur și simplu deja au aceste birouri mobile și noi suntem gătiți cap-coadă de a începe a activa imediat pe sensul de intrare în România. Mulțumim tare mult poporului american pentru donația oferită. Bunurile mobile sunt dotate cu tehnică necesară pentru bună funcționare a unui funcționar vamal, dotate cu calculatoare, cu mese, cu strictul necesar pentru activitate. Timpul de perfectare cu siguranță o să se micșoreze și cei ce va duce nemijlocit la scăderea timpului de așteptare a camionilor. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.